Lăudat să fie numele Domnului. Prebiților, cred că fratele Nicu Wagner vorbește de pe o poziție de autoritate atunci când vorbește despre cântare, când vorbește despre închinare. Există o vreme în care suntem luați în serios mai mult sau mai puțin. Să atunci când ni se albesc pe perii și când avem longevitate de zeci de ani în slujire, parcă se merită să iei pe cineva în serios atunci când vorbește despre ceea ce a făcut o viață întreagă. Întăresc ceea ce a spus fratele Nicu, pentru că este o mare cursă a vremurilor în care noi trăim. Închinarea nu este exclusivă bisericii. Toată lumea se închină, toți oamenii se închină. Face parte din natura umană, este o nevoie a naturii umane. Dumnezeu ne-a creat închinători. Menționez textul folosit mai devreme, astfel de închinător dorește Tatăl. Asta înseamnă că toți sunt închinători, dar nu toți sunt închinători de care Tatăl dorește. Oamenii se închină, toți oamenii se închină. Vă spuneam duminica trecută că singura decizie pe care o putem lua este să ne alegem stăpânul. Stăpânul pe care îl alegem, acelui stăpân ne vom închina, pentru că odată cu alegerea acelui stăpân, alegem stilul de viață al acelei împărății și alegem destinul acelui stăpân. Fie că este vorba de Domnul Iisus Hristos, viață veșnică, fie că este vorba de diavolul, chin veșnic. Și vreau să vă spun că diavolul este expert în ale închinării, pentru că el a condus închinarea la tronul lui Dumnezeu, a fost arhanghelul închinării și știe cum să ne tenteze și să ne atragă într-o închinare care să nu fie plăcută cu evlavie și cu frică, ci o închinare care să ne ducă în confuzie, să confundăm stăpânul la care ne închinăm. Vă aduceți aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în pustie, mai pe aici, mai pe acolo, până la urmă, diavolul a spus pe șleau ce vrea. Vrea închinare. Pentru că asta caută el și nu există o satisfacție mai mare a celui rău decât să ne păcălească, să ne închinăm și să nu știm că de fapt ne închinăm lui. Iată de ce Domnul Iisus Hristos spunea în Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, Apostolul Pavel spunea, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat. Vă voi primi. Apostolul Petru spune în 1 Petru 4:3, începând, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor.
Și-a străit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești. Slujiri idolești, neîngăduite. Slujirea idolească este o închinare pe care nu o aduci Domnului. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar o să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Frați și surori, nu putem să slujim la doi stăpâni. Nu putem să amestecăm închinarea. Nu putem să slujim pe platformele Babilonului, de mână cu oamenii întunericului, slujind slujirile întunericului. Se creează o mare confuzie și o confuzie extrem de periculoasă. Există locuri unde credincioșii nu au ce căuta. Există lucruri pe care credincioșii nu au voie să le facă. Odinioară poporul și-a agățat harfele în cui și-a spus, noi nu vom cânta cântările Sionului pe un pământ străin, și asta nu înseamnă să nu facem evangelizare. Asta înseamnă să nu încurcăm și să nu amestecăm cântările duhovnicești cu cântările lumești. Vreau să ne rugăm din toată inima pentru ca Dumnezeu să ne ajute să aducem o închinare curată înaintea Lui, cu evlavie, cu frică, și să-L slujim în mod exclusiv pe Dumnezeu, numai pe Dumnezeu, doar pe El să-L slăvim, numai Lui să-I cântăm. Și așa spune cuvântul Domnului că ne va primi. Ne ridicăm în picioare, mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, pentru seara aceasta. Am dorit să ne rugăm și pentru Biserica Elim. Și frați și surori, haideți să ne mai rugăm o dată pentru America, pentru cei care probabil deja ați fost alertați. Știți că în după amiaza aceasta a avut loc încă un atentat de asasinare a președintelui Trump. N-au reușit să-l atingă, să ajungă la el, însă se fac investigații. Cred că viața acestui om este în pericol și că diavolul încearcă să-l distrugă pentru că are planuri care contravin împărăției întunericului. Eu nu-l declar pe Trump nici pocăit, nici mântuit, că nu sunt eu la poarta cerului să declar un om în felul acesta. Dar aduc aminte bisericii că în dimineața critică, atunci când stăteau cu ordinele de arestare și cu hotărâri drastice împotriva bisericii, acest om, împotriva cabinetului lui, împotriva stabilimentului republican, împotriva stabilimentului democrat, a ieșit în fața camerelor de luat vederi și a declarat serviciile bisericilor esențiale și a răsturnat tot narativul mincinos al lumii acesteia. Știți că a pus în Curtea Supremă oameni conservatori care votează pentru noi și cu noi în subiecte extrem de esențiale. Este singurul președinte care a reușit împreună și prin Curtea Supremă pe care a numit-o să răstoarne legea avorturilor, care lege a facilitat cele mai odioase crime din istoria Americii. Holocaustul pălește comparat cu infanticidul comis în America prin avort. Ori noi trebuie să ne rugăm pentru omul ăsta ca Dumnezeu să-i protejeze viața. Și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-și aducă planul la îndeplinire pentru binele acestei țări, pentru toate aceste lucruri și pentru
Fratele Nicu Wagner, ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze în lucrarea pe care o face. Îi mulțumim că ne-a vizitat. A fost o onoare pentru noi să-l avem în mijlocul nostru și dorim călăuzirea și harul lui Dumnezeu în lucrarea pe care o face în Germania. Ne rugăm cu toți împreună.